Începem conferința de presă de astăzi prin a păstra un moment de reculegere pentru fosta noastră colegă, Camelia Oneț, consilieră la Abrud, care a decedat la o vârstă mult, mult, mult prea devreme. Dumnezeu să o odinească. Tot, să zic, cum să zic așa, legătură cu de aici un moment mai, să zic, mai fericit. Este vorba despre clasa politică, despre toate partidele care au lăsat, zic eu, la o parte dușmania și toate neînțelegerile și au participat la înmormântarea și la ceremonia, să zic, o ceremonie fastoasă, aceea de înmormântare a regelui Mihai. De săpoate și poporul român a dovedit încă o dată că în anumite momente mai dificile, poate să lase toată ura, să lase toate neînțelegerile la o parte. Cred că de astfel de înțelegeri avem nevoie și în viitor. Știu eu când se votează bugetul, știu eu când se votează legile justiției, ar trebui tot să mediteze, nu să facă 6.000 sau peste 6.000 de amendamente tocmai pentru a obstrucționa sau alte mii de a obstrucționa legile justiției sau alte mii de amendamente pentru a obstrucționa bugetul. Ar trebui mai multă înțelegere. Eu cred că și regele a iertat poporul român pentru tot ceea ce s-a întâmplat, știu eu, de când a fost silit să abdice și până în prezent, toată clasa politică, pe cei care s-au opus, cei care au vorbit foarte, foarte urât la adresa dânsului, părerea mea că cel mai greu e să-l ierte pe Băsescu, dar cred că l-a iertat și pe el. Cam atât am avut de spus la subiectul ăsta. Dacă aveți ceva întrebări, nu. Atunci mai am un singur subiect. După cum ați văzut și dumneavoastră din presă, încet, încet, liberalii se adună din nou. De data aceasta se adună în jurul lui Călin Popescu-Tăriceanu, în adevăratul Partid Liberal, Liberal European, ALDE. Zilele trecute, un parlamentar și foarte, foarte mulți membri, pentru că primarii nu au putut să treacă direct la ALDE, ca să nu-și piardă funcția, dar oricum au fost prezenți la Arad, unde domnul Călin Popescu-Tăriceanu și domnul Daniel Chițoiu au făcut o vizită, s-au întâlnit și au discutat. Acesta a fost doar începutul. Zilele trecute, peste 50 de membri din sectorul 2 al Capitalei au semnat adeziuni către ALDE. PNL-ul este în degringoladă, nu știu ce se va întâmpla, dar eu consider că vechiul Partid Național Liberal, brandul, haina vechiului Partid Național Liberal a fost îmbrăcată de
pedeliști și încet, încet încearcă să dea la o parte tot ce este liberal. Nu știu dacă se vor mai numi liberali în continuare, s-ar putea să schimbe numele. Lupul își schimbă părul, dar n-ara buba. Eu mi-aș dori din suflet ca și liberalii din Alba să vină în număr cât mai mare, toți, dacă este posibil, alături de ALDE. Este păcat că a fost lideri și nu numai lideri, fost membri ai partidului, ai vechiului Partid Național Liberal, să rămână alături de cei pe care i-au hulit atâția ani și cu care, știți și dumneavoastră foarte bine, niciodată nu am ajuns la un consens, chiar dacă am mai fost odată cu, sau poate de două ori, cu dânsii la guvernare sau în alianță, să zic așa, niciodată nu ne-am înțeles. Nu este posibil ca liberalii să stea alături de cei care au tăiat salariile și pensiile și au făcut atunci când au fost la guvernare. Vedeți și dumneavoastră, ați văzut în ultimii ani atâtea nelegiuiri. Iar este păcat că sunt nevoiți liderii, vorbesc de această dată, liderii fostului Partid Național Liberal, sunt nevoiți să facă declarații și manifestări non-liberale. Ați văzut la meeting-uri, la conferințe de presă, nu dau acum nume să spun că mi-aș dori X, Y sau Z să vină alături de ALDE, pentru că s-ar putea să uit pe vreunul dintre ei. Îmi doresc ca toți cei care au fost în vechiul Partid Național Liberal și să simt încă liberal să vii alături de noi. Noi, ALDE, îi așteptăm cu brațele deschise. Avem în județul Alba, v-am spus, organizația, la o conferință de presă din urmă, organizația din AIUD, din fost organizație, nu se mai regăsește nici măcar un singur membru în biroul politic al orașului AIUD. Mare parte din ei au trecut la noi. Avem un exemplu iară la Teiuș. Un mare liberal s-a întors la matcă. Ce să mai vorbim de vechi liberali care au venit mai devreme, la Brut. Chiar și doamna Camelia Oneț, dânsa, mi-a fost colegă și în Partidul Național Liberal, dar după ce aceștia au fuzionat cu PDL-ul, a ales să treacă. Cazuri recente, doar la nivel de discuții. Nu avem deocamdată, avem membri care au fost membri liberali și aproape zilnic, să nu exagerez, dar un număr de 10-12 adeziuni pe săptămână le primim la ALDE. Majoritatea sunt din vechiul Partid Național Liberal. Iar cu cei din conducere, din fosta conducere și cu lideri, am avut discuții cu foarte mulți, încă nu s-a materializat nimic. Eu sper să vadă ce se întâmplă, să ia taurul de coarne și să vină alături de noi. Ce liberal v-am dorit pe echipă, v-am dorit partid? Pe cine? Pe domnul Crețu? Pe domnul Florin? Pe tot. Și pe domnul Crețu, și pe domnul Florin Roman, și pe domnul Gabi Pleșa, și pe domnul Teban, și pe Cristi Pașca, și pe toți. Chiar dacă, știu eu, v-am spus că au fost nevoiți, zic eu, că eu nu pot să cred că Gabi Pleșa, pe care îl știu de atâția ani liberal, a făcut el din proprie inițiativă, a ieșit împotriva
reducerii impozitului de la 16 la 10%. Nu cred. Sau a ieșit să demonstreze împotriva drepturilor și libertăților oamenilor. Eu nu cred. Eu cred că a fost altceva. Trebuie și ei să arate că sunt alături de cei de la PDL. Probabil și Băsescu le transmite prin telepatie, cel puțin, anumite mesaje, dacă nu direct. I-ar contacta pe domnul ăștia, pe domnul Fleșu? Nu pot să vă spun exact pe care le-am contactat, dar pot să vă spun că am avut discuții cu foarte, foarte mulți dintre ei și pe față. Le-am spus că mi-aș dori să vină alături de noi, adică să se uite bine în jurul lor, să vadă unde sunt, nu neapărat în județul Alba ei, că eu nu fac referire aici la conducerea PDL-ului. Eu zic PD-ul la nivel național. Nu neapărat cei din Alba sau din județul Alba. Dar locul liberalilor nu este alături de cei din PDL. Pe cine nu mi-aș dori? Păi nu, deci din vechii liberali, cred că mi l-aș dori și pe Ludovic Orban. Deci nu am... În Alba, să fie în organizația Alba, nu? În organizația Alba, dacă la București nu o să-l primit, dar noi cred că am fi de acord să se înscrie și în... Poate la București nu primește Tăriceanu, dar la Alba nu l-a primit. Depinde, eu cred că domnul Tăriceanu primește iară pe orice liberal, deci s-a spus-o de foarte multe ori, dar nu în condițiile în care vor ei. Deci să schimbe atitudinea și declarațiile. Deci să devină ceea ce au fost. Pentru că, hai să recunoaștem, Ludovic Orban a fost un lider marcant al Partidului Național Liberal. Și la domnul Roman. Eu m-aș aștepta să schimbe declarațiile și atitudinile. Și de ce nu am câștigat și noi un parlamentar? Putem să iertăm orice, mai ales declarație, dar nu o da cu băta. O declarat. Deci în concret n-aveți, cred că... Deci nu am nimic concret. Aș minți dacă aș spune că am parafat ceva, dar, repet, am avut discuții constructive cu foarte, foarte mulți dintre ei. Le trebuie un impuls. Și oricum, dacă vor începe, să știți, ați văzut, a început Aradul, a început Bucureștiul și se vor mișca foarte mult. Și atunci eu voi fi sunt convins că vor veni foarte mult și din Alba. Dacă spuneați nu neapărat, am spus că și de la majoritatea de la fost simpatizanți ai PNL-ului, ai fostului PNL. Facem o anul viitor, în ianuarie, o să vă dăm și o cifră exactă cu membrii, pentru că, de ce să nu recunosc, am avut, când am preluat eu, am avut un anumit număr de membri, de 2-3 luni i-am luat pe fiecare, în unele localități ne-am deplasat, în unele i-am sunat, și facem o reevaluare a membrilor ALDE și când o să vă spun cei care sunt într-adevăr membrii ALDE. Nu neapărat curățenie. Nu dăm pe nimeni afară. Dar ați văzut? Pleacă oamenii lumea din ALDE. La cine vă referiți? Păi eu am înțeles că neoficial v-a plecat cu consilia de la ALDE. Dacă vă referiți la Ovidiu Jidveian. Am înțeles. Dacă vă referiți la Ovidiu Jidveian, și eu am auzit zvonuri. Dar eu nu dau cost acestor zvonuri. Domnul Jidveian nu mi-a spus nici mie și nici unui coleg de-al nostru nimic care avea intenția sau că ar fi plecat. Eu v-am spus
la conferința de presă de săptămâna trecută că sunt nemulțumit, sunt dezamăgit și nemulțumit de votul domnului Jidvean din Consiliul Local, cel puțin putea să se abțină. Dacă nu a fost foarte bine documentat, trebuia să facă ce au făcut ceilalți colegi din coaliție. Deci să fie... Din interiorul PNL-ului spun că el deja a plecat, neoficial, este oficial, prin de amandat. Deci, încă o dată, nu știu, n-am avut nicio discuție pe tema asta. Dacă dânsul va dori să plece, noi nu ne vom opune. Dar nu știu cum vom face cu mandatul de consilier, pentru că statutul spune că dacă pleacă, își va pierde mandatul de consilier. Ați văzut că s-a mai speculat ceva cu plecarea domnului Rusu, primarul de la Spring. Nu am spus că nu este nimic sigur, nu a fost nicio propunere nici din partea vreunui coleg, nici din partea mea, ca domnul Rusu să fie exclus din partid sau ceva. Nu, domnul Rusu are, el este mai rebel, are și el ieșiri ca tot omul, de aia suntem partid liberal, îi acceptăm și putem sta la discuții cu dânsul. Nu știu dacă ați văzut, de 1 decembrie a fost la depunere de coroane și cu noi, mai vorbim la telefon, nu este, dânsul nu a dorit, deci nu că nu a ieșit, dânsul nu a dorit să facă parte din noul birou executiv. L-am întrebat și a spus că nu-ți dorește, are foarte mult de lucru și nu are timp să participe la ședințe, mă rog, ceva de genul ăsta. Dar nu, niciodată nu s-a pus problema serioasă, pentru că discuții sau glume, vă spun că am avut cu el de nenumărate ori. Dar nu, eu sunt convins că nu va face pasul ăsta. Unde să meargă? Eventual independent, dar în niciun partid dânsul nu va fi atât de bine văzut și atât de apreciat cât este și acum și cât ar putea să fie în continuare în alte. Niciun partid nu va fi atât de apreciat.